Se știe deja că pe drumul spiritual, spre ridicarea nivelului de conștiință, se vorbește despre a simți mai mult, despre a ne muta atenția din minte în inimă. Dar ce înseamnă asta de fapt? Astăzi vreau să vorbesc despre cum se face această tranziție, într-un mod extrem de practic. E o conștientizare pe care abia am avut-o astăzi chiar și, deși pare extrem de banal, credeți-mă că a avut nevoie de un proces lung și destul de greu ca să ajung la înțelegerea de la nivelul ăsta. Deci, trecerea din minte în inimă înseamnă de fapt trecerea de la gânduri la simțire. În alte materiale am vorbit despre starea fără gânduri și cum putem ajunge acolo, despre procesul unei conștientizări, despre ieșirea din mental și integrarea evolutivă, i-am zis eu, însă azi o să vă explic practic cum se face procesul de ieși din minte și din gânduri și de a intra în inimă și în simțire. Eu personal am tot fost testată în ultima perioadă, probabil ca mulți alții, și mi s-a testat mai ales paralela minte-inimă de care am să vorbesc azi. Am făcut deja un an de când postez pe temă spirituală și datorită amintirilor de pe Facebook, am început să revăd și să repostez materiale de anul trecut, asta ca să încep să povestesc. Și am observat că anul trecut eram mult mai conectată la simțire. Și vorbeam destul de mult despre asta, dintr-o stare de bucurie și entuziasm, pe care în ultima vreme nu prea am mai simțit-o chiar așa. Astfel de procese tot au loc de-a lungul evoluției spirituale, ca în orice proces de altfel. Ca și condus unei mașini, de exemplu. La început, când totul e nou, sunt atentă la fiecare detalii mărunte, dar neputând să fiu atentă la imaginea de ansamblu cu cât se integrează aspecte, cu atât intră în automatism. De exemplu, apăsatul pedalelor, da, privit în oglinzi, ele devin automatisme. Și îmi ies din atenție și mă pot concentra pe alte aspecte pe care la început nu prea puteam să le văd sau să fiu atentă la ele. E un proces continuu, da? În absolut orice experiență pe care o avem. E la fel și în spiritualitate. La început totul e nou și se simte într-un fel. Apoi se integrează Pașii de început se trece la pasul următor, în care primul pas e deja în planul 2 și nu mai suntem atenți la el permanent, în schimb ne concentrăm pe pasul următor, la pe pasul 2 și tot așa. Ușor, ușor însă, omul trebuie să păstreze în atenție toți pașii și să exersăm atenția activă și starea de prezență permanentă, în care să acordăm atenție egală permanent tuturor pașilor în fiecare clipa vieții ceea ce pare greu sau poate chiar imposibil și totuși sunt oameni care o fac, chiar dacă nu trăiesc în munți sau în sate izolate, da? Deci se poate. Ca o paranteză, din nou trebuie să exprim faptul că mă bucur extrem că am experiența ca profesor și implicit că știu să traduc ceea ce fac și ce experimentez eu în teme de lucru pentru alții, pentru voi, adică Practic, experiența mea de profesor mă ajută să pot să explic mai departe, ca la școală, ce merge aplicat, practic, ca să se atingă un scop propus. Bun. Să revin la ce mi-am propus să povestesc azi, pentru că sunt foarte entuziasmată de conștientizarea mea. Am avut o situație la bancă uh, foarte intensă. Am primit o veste cum că o anumită sumă de bani a fost reținută și explicația nu se încadra în ceea ce puteam eu să înțeleg logic, în secunda aia. Imediat mintea a început să facă scenarii să judece, să acuze, să victimizeze. Când s-a întâmplat eram cu o prietenă și încercam să vorbesc despre asta și simțeam că rămân fără aer, nu puteam să articulez cuvintele bine, că mi se tăia respirația de furie și simțeam o presiune în piept. Culmea, subiectul pe care îl vorbeam cu prietena mea, fix în momentul ăla, era fix despre asta, cum să ajung eu să simt mai mult, să ies din minte și să cobor în inimă. Și m-am trezit înfuriată, m-am furiat inclusiv faptul că evenimentul în sine cu banca venea ca o confirmare că eu tot în minte sunt și că tot ce fac e să judec. Și în timp ce mă încercam eu să vorbesc, în timp ce vărsam din mine sau încercam să vărs din mine cuvintele care îmi exprimau frustrările, am simțit că trebuie să tac. Pentru că nu mi așa cuvintele din gură de câtă presiune simțeam în piept. Deci, practic, a trebuit să aleg pentru că n-am putut fizic altfel. Și am rămas în liniște, cu emoțiile mele. Am stat în ele. I-am spus prietenii mele, dăm voie puțin pentru că nu pot să vorbesc, dăm voie să procesez puțin ce, ce simt. Da? Am stat cu emoțiile, le-am acceptat și am calmat respirația. A durat câteva minute, într-adevăr, și pentru multe persoane poate să dureze mai mult. Apoi am observat mintea, care tot vroia să să se întoarcă la evenimentul în sine, la experiența din material, adică să analizeze de ce banca a făcut nu știu ce, de ce persoana de contact de la bancă nu mi-a spus nu știu cum și chestii de genul. Da? Am oprit mintea pentru că fix în secunda aia am conștientizat că tot ce se întâmplă în matrice, da? în material, în 3D-ul, în viața 3D pe care noi o trăim, se întâmplă ca o oglindă pentru noi și pentru ce avem de vindecat. Vine pe rezonanță. Eu o percep așa ca un fel de joc video în care tot ce se întâmplă se întâmplă pentru că eu am creat acea întâmplare ca să mă ajute în ceva. Nu mai explic principiile pentru că am vorbit despre în alte materiale. În teorie eu știam tot, însă nu era integrată în ecuația de care vorbesc astăzi. Și deci ăsta a fost și scopul situației, pentru că după ce eu am procesat totul, rezolvarea a venit instant, cu răspuns de la bancă, cu explicație, etc. Deci a trecut, dar am avut eu nevoie să fac, să-mi procesez emoțiile. Deci, ca să și explic lecția de azi, când apare un stimul, o experiență care se cere vindecată, vindecarea se face prin a muta atenția de la gânduri la ceea ce se simte în corp. Deci eu am mutat atenția mea de la tot ce gândeam, m-am mutat pe ce simțeam. Și când se mută atenția, gândurile din minte nu mai au loc să intervină. Eu am mutat atenția pe presiunea din piept, pe faptul că nu puteam să respir bine, că simțeam furie și presiune și am stat acolo până am procesat tot. Și când am terminat, când corpul s-a liniștit, gândurile nu mai existau. Cine l-a început cu practica fără gânduri, posibil să nu scape chiar așa ușor de ele, dar cu exercițiu, ușor, ușor, să ajunge acolo. Rămâneți în credință și veți reuși. Deci concret pe scurt, ce trebuie făcut pentru a coborî din minte în inimă este să ne mutăm atenția de la gânduri la ce simte corpul. Atât. Și cam atât pentru azi. Mai vorbim.